dimineața. Ce înseamnă după divorț, dai peste, iar peste, drept, știi? Da? Ce înseamnă căsătorit după săritura cuantică, nu? Nu te mai cumva te căsătorești cu partea ta luminoasă, cu partea ta întunecată. Nu mai ești să căsătoria e despre altceva. Ce era în 3D, dar mă rog, n-am știut. Cineva zicea în 5D, ți-ai luat zborul, nu mai ești pe pământ. Nu. 3D. Trident. Poseidon, da. Ok. Apele, da. Azi apele au grija ta. Bun. Water. Da. Water. Ce nu cred. Eu numai mă gândesc și... Emotion intense and culpability. Morality. Așa, morality. Un fel de... tu te mai aștepți la schimbări, dar programate tot ca și în 3D. Domnule, să întâlnesc, da, fetele, băieții, cu cine rezonă? Pe cineva, să fac o familie, să... Mai, nu mai e așa. Dar programelul e programel și îl ții în lumină. Ții în lumină, da, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Nu că vreau. Vibrațional ești la nivelul ăsta. De relații, de un suflet de treabă. De unde atâtea suflete de treabă? Un suflet de treabă ești tu. Da? Un suflet de treabă sunt eu. Mai mult? Nu știu. E mai întâlnit? Știi ce zic? Ai înșfăcat mintea, din mintea colectivă ai sărit și ai înșfăcat mintea, talentul, grație, așa, așa mai departe. Ai înșfăcat tot. Și să-i dăm cezarului ceea cezarului, mă mai gândesc, știi, că e câmpul meu energetic, e câmpul tău energetic. Și atunci nu te miri când, de unde ai lăsat relația în 3D, dai peste, domnule, altfel la înfățișare, dar energiile s-a cerut, da? Iar bancuri proaste, după așa un banc spus de un divine masculin, o divine feminină, nu știu dacă mai apare în viața lui, în general, nu că aia căreia i-a aruncat bancul, știi? Și ce zic? Și singur își oprește, își taie drumul spre ceva ce nici nu știe ce poate fi, știi? Adică, dacă în 3D mai mergea o glumă proastă sau... Da, cuiva i s-au ofilit corăbile. În primul rând, tu recunoști ție, ți s-au ofilit corăbile. Nu, ofilit. Necat, așa. Pentru că vezi în jur unde e lumea. Da? Lumea tot încearcă. Tu, domnule, vezi, Doamne, cine sunt magul vieții și... Odată te-ai poticnit și gata, rămâi perplex, perplexă. Deci merge totul bine și iar dai peste lumea bădărană. Recunoști lumea bădărană pe cine ai cunoscut din nou, adică cunoștințe noi, vecini noi, colegi noi, care, cum, cine, unde. Da? Și întâlnești, iar dai peste, pentru că în 3D, nu mai vreau, am plecat de acolo, am ieșit. Nu ai confruntat ce se întâmplă și să ții în lumină așa ceva și să înveți din ceea ce se întâmplă și proiecțiile sunt nu numai ca și proiecții, dar sunt dinăuntru tău se proiectează. Da? Și ai plecat. Și normal că unde? Peste cine dai? Peste, da? Recunoști, de-abia acum înțelegi, recunoști și zici, da, domne, mea culpa, da, n-am stat să lămuresc. N-am stat să rezolv și sar într-o lume unde îmi doresc să fiu fericit, fericită, în familie. Eu cea mai iubită, cel mai iubit dintre pământeni. Și nu e așa. În 3D n-ai avut grijă de familie, n-ai avut grijă de copii, ai avut grijă doar de să-ți faci carieră, să-ți faci, da?
ce e săritură cuantică? Visul. Normal că ți s-a împlinit. Ești cu ai tăi. Dar cum ești cu ai tăi? În cuțite. Pentru că nu s-a vindecat. 4D nu s-a lămurit, nu s-a vindecat. Ai stat trăznită 7 ani în Tibet de tăți pereții. Ca să te despachetezi, să înțelegi cât de cât ce e cu tine. Nu-i ușor, nu-i ușor. Aia zic că nu vinovățesc pe nimeni, în primul rând, că da, vorbesc despre mine. Asta ziceam, săritura cuantică din 3D, 4D podul, vezi morții, vezi vii, nu-ți vine să crezi, morții și vii împreună, vezi pe străzi și stai și de vorbă și la povești. Te uiți, ăsta e mort. Și la fel și el ia când te vede, da? Tu cine știi în ce lume ești? Ok, acolo trebuie să înțelegi că ești, să accepti, să faci spațiu. Și 5D e cât de cât lămurită treaba și nu te mai deranjează atât de puternic ca în 3D emoțional. Nu face scrânciop, știi? Nu doare. Gata, știi? În 5D deja ești... picai. Da, tot te ciocnești de gen, omul nu înțelege, omul, da, e dinăuntru tău, sunt proiecțiile când erau că nu prea înțelegeai nici tu, adu-ți aminte. Mai e o glumă de șocheată, mai că bărbat, că femeie, ești, înțelegi cum merge. Și acum te ajung din urmă. Și tu... Dar asta nu înseamnă că trebuie să te și lași bătută de comportările cuiva, știi? E simplu. Da, pare simplu. Okay. E simplu. Nu înțelegi de ce tot te cheamă cineva în vizită subconștient. Are darul ăsta divin, dacă știi să lucreze cu el, e abuz, da? Tu nu ai treabă, tu îți vezi de viața ta și te sâcăie, domne, te sâcăie. Te tot cheamă în vizită, te cheamă să te gândești la el, la ea, la cineva, să zicem, săritură cuantică și îți faci cunoștință cu altcineva, știi? Altă lume, intri în altă lume. Și... e abuz. Dar ții în lumină așa ceva, ești curajos, curajoasă? Da, mă duc să văd despre ce e vorba, ce se întâmplă. Și particip la, eu știu ce, sindrofie. Pui și un bănuț acolo, la masă, să stai, să vezi, să auzi, să... da. Încearcă lumea să te facă țapă spășitor. Dar tu ai trecut prin așa ceva, știi? Și n-ai cum, ești, ai abilități de healer, de vindecător, vindecătoare, n-ai cum să fii trimisă în lumea unde totul e minunat. Pentru că ai treabă de făcut, da? Ai treabă de făcut. Ți se pune iară ținta pe... De fiecare dată trebuie să fii pregătit. Domnule, sunt într-o lume unde particip la transformarea lumii dinăuntru meu și în afară. Nu o să ți se dea lume perfectă, viață perfectă. Dacă știi tu să jonglezi, să plonjezi printre energii și înveți să-ți fii la aici, să nu te deranjeze, be my guest. Dar până atunci, da? Știi, vezi, înțelegi și te distrezi. Nu ești la cheremul nimănui. Înțelegi cum stau lucrurile și lămurești una alta. Nu e ușor. Pentru că lumea în jur e cu pleazna pusă, nu uita. Dacă unul e răsărit, dacă unul s-a trezit și ăla care s-a trezit, dacă joacă necinstit, necurat, știi, crede că îi se covine și are tot dreptul. Ei, nu.
cum pune ținta pe fruntea ta, cum vede diavolul din tine. Și nu că îl faci tu, eu mă fac și eu vă dau vouă de nume. Tu le dai de înțeles, tu spui lucrurilor pe nume, da? Spui lucrurilor pe nume. Dom'le, aia așa, aia așa. Încerci să voalezi, omul nu înțelege, da? Și atunci spui lucrurilor pe nume. De? Și simți imediat cum, da? Și omul vede diavolul din tine și-i chirdâc. Și începe să se zbată în... se agață de naționalitatea ta, se agață de accentul care îl ai dacă ești în altă țară, da? Lumea mă înțelege, cei care au plecat de acasă. Se agață de că ești femeie, că cine trebuie să vină la cine în vizită, cine e cu, știi, cine poate să-și permită, începe să partea energiile masculine să o ia pe coclauri, știi? Și, și tu vezi circul, tot circul care se întâmplă. E? Relațiile nu mai sunt ca în 3D, domnule, dacă suntem într-un sat și vine în vizită cineva, vrea de la mine ceva, ori vrea nu știu ce, ori vrea, știi? Sau la oraș. Cum? Relațiile sunt acolo, adică trebuie să ajungă acolo unde amintirile te iubesc, unde era cândva normal. Lumea se adună, stăteau la mă, nimeni nu gândea despre, știi? Chiar dacă a fost dintotdeauna așa ceva, ajungi în emoțiile și vibrațiile când nu ți-a păsat, nu ajungeau până la tine vibrațional să te deranjeze, știi? Dacă te deranjează, înseamnă că te-ai dus, știi? Care 3D? 2D? Pentru că ai de vindecat încă o dată. Dacă nu tu, atunci cine? Vreau să fiu, da, cu pomnul în piept. Vreau să fiu mag, vreau să transform. Ai răbdare să se transforme, ai răbdare. Asta zicând, da? De ieri până azi, înapoi în viitor, ai simțit cum ți s-a pus... Da? Când erai pe pereți și idei nu aveai, e, acum le desfaci, le deșghioci, înțelegi ce și cum. Și cum se apasă pe butonașă și unde ești, cine ești. Da? Să ai butonașul. Șmaf! La 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 la... Nu, nu. Așa. La 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 la. Și lumea... Aha! Țapă spășitor în orice se întâmplă în lume, știi? În orice relație. Țapă spășitor și tu, da? Șma. Și țapă spășitor. Și a apărut diavolul, diavolița. Da. Justice. Nu mai stai la povești. Țapă spășitor, da? Chirdic. Și justice. Și? Ciao bambino, sorry se numește. De? Nu mai stai la povești. Adică dacă stai la povești, să înțelegi una alta și dai de înțeles, le dai oamenilor de înțeles. Dom'le, da? Deschis, luptă sfântă și dreaptă, nu mai merge pe ocolișuri, da? Omul încearcă să te păcălească ca și cum se deschide și îți povestește ceva, tu chiar te deschizi, pentru că asta e arma ta, omul, de unde să știe? Încearcă, să zicem, da? Și tu chiar te deschizi și chiar stai la povești și spui lucrurilor pe nume. Dom'le, prin ce am trecut de 2 ani, da? Am intrat într-un chirdâc total. Ei, m-am întors în timp acum și vreau să văd cine ce a îndrăznit. Știi? Lucrurilor pe nume le spui. De la început, voalat, lumea nu înțelege. Da? Ok. Da. Și s-au răsturnat noi doi. Cuplu. Energiile cuplului, nu concret. Da? Și lămurești lucrurile și înapoi în viitor și vezi. Ți s-a spus. Cum ți s-a spus? Deschizi acum, eu îți lămuresc una alta, eu mie îmi lămuresc, ție îți lămuresc și înapoi în viitor, azi ai înțeles niște lucruri, ai ieșit la luptă sfântă și dreaptă, energetică, frumoasă, da? Nu mai stai să te ascunzi tu după tine,
știi? Ai ieșit la luptă sfântă și dreaptă și tu ai ieșit și umbra ta. De aia la un moment dat n-ai mai văzut umbra, nu erai atentă la umbra. A început un pic, un pic să apară, pentru că, da, lumina și întunericul a început să-și intre în pâine. E foarte frumos. Și înapoi în viitor, tu te duci și stai de vorbă cu cineva, să zicem, te-ai mutat într-un loc nou. Nu contează oraș, țară, sat, loc, spațiu, numai două, trei case, sau nu contează. Și tu te-ai mutat acolo cu câțiva ani în urmă. Și a început nebunia. Tu nu știi de unde a pornit tot ce a pornit, da? Nu știi, pentru că nu puteai, erai cu pleazna pusă. E, acum știi, poți. Poți să înțelegi de unde. Și unde vezi că ești băgată în seamă, înapoi în viitor, de acolo a pornit totul. Știi? E fantastic. Și vii în vizită, să zicem, exemple. Exemple prin ce treci și prin ce ai să treci, să fii pregătit, pregătită. Vii în vizită la cineva și auzi cu cine rezonează. Uite, fratele, sora, copilul, nu știu ce neamuri, din martie, dar tu acum ai înțeles și ai văzut și zici chirdic, da? Ca și cum din martie ai răbdare, 6 luni, că, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, da, 6 luni, da, nu dreptate. Grea matematică! Din martie nu o să mai aibă cineva job, nu o să mai aibă, o să fie aruncat din familie, o să fie fix cum s-a purtat cu tine, fix cum ți-a făcut ce mudra, cum, ce ți-a făcut, știi, ce ți-a făcut ție, fix, știi? Da, astea când le ții și te vindeci. Am trecut și prin așa ceva, am avut nevoie, m-a ajutat. Acum care cum, știi? Cum ții așa, degețelele se vindecă într-un loc, le ții așa în alt loc, le ții așa un timp, se vindecă în alt loc, așa, da? Aia ce arată inima, nu are treabă cu inima, e altceva, e energetic, se deschide într-un loc, chakrele se deschide, energetic se trece. Mă rog, omul nu știe, nici eu n-am știut, nici tu n-ai știut în 3D înainte noastre, da? Cum făceam și cum ne comportam, ce făceam. Bun. Și înapoi în viitor și auzi. Ești băgată în seamă, te duci acolo. Nu prea ai chef, știu ce zici. Nu prea ai chef, nu te interesează nici energiile masculine, nici cele feminine, nici ca și prieteni, nici ca și vecini, nici ca... nu te interesează. Te interesează mecanismul. Păi da, așa nu e cinstit. Ba, e cinstit. Pentru că ți s-a făcut ceva. Ai trecut prin ceva. Nu mă lua cu despachetări și războiul magic și așa trebuia să se întâmple, că mă uitam fetele. Așa trebuia să se întâmple. Așa nu trebuia nimic să se întâmple. Ești energia pură. A intrat în organism plin de programele. Cui trebuia să îi se întâmple? Da? Sunt programelele care trebuie ținute, care înseamnă așa trebuia să se întâmple. Ei, ăla așa trebuia să se întâmple, îl ții în lumină și chiar dic. În sensul ăsta așa trebuia să se întâmple. Nu că ai o vină tu și ești... Nu, ești un suflet curat, luminos, superb. Da? Ai toate, de partea ta, toate puterile. Puterile sunt grandioase, da. Și da. Curcubeul i s-a dus sub picioare ăluia care a îndrăznit energetic încă o dată. Omul n-are nicio vină și totuși, știi? S-a trezit, n-a știut să se vindece, da? Tu când te-ai trezit cum? Vai de noi, dată de pereți, cât mai, da, speriată, băgată, numai sub pat, nu băgată, trăsnită de pat, știi? Țintuită la pat, da. Ți-ai știut locul, ți-ai știut, da, nu înțelegeai ce se întâmplă, ai avut răbdare. Ei, acum înapoi în viitor și fii atentă ce se întâmplă. Ești atras, pentru că energiile sunt alea care omul a făcut-o cu bună știință sau nu.
un fel de vrăj, un fel de, cum se zice la țară, energetic, puternic, da? Știe că are abilități și nu face nimic. A rămas tot acolo. Hai să mai râdem, să mai stăm la povești, să râdem de ala, de aia, hai să glumim, hai să să bârfim, să, da? Neînțelegând că făcând asta, își taie, nu mai acționează asupra omului, aluia despre care se întâmplă discuția. Își taie lui de sub picioare. Da. Își bagă sub picioare. Da? Ea trebuie să fie deasupra. Bagă sub picioare. Și deasupra e vai de noi ce e. Ne? Curcubeu. Nu-i ușor. Știu ce am auzit ce ai zis. Nu-i ușor. Dar acum e un fel de magii, vrăjitori, alchimiști, zic cum vrei. Mie vrăjitori îmi place, eu nu știu, alții aud, se sperie, dar mie așa îmi place cum sună și să urci pe mătură. Știau să lucreze și cu energetic și cu să primești plăcerea, să bagi energiile dușmanice, dacă au și o formă chiar de, să bagi în aceeași mocirlă și nenorocire cum te-a băgat pe tine. Ei știau cumva să tragă și din așa ceva energetic și să o folosească într-o direcție sau alta. De aia dualitatea se dizolvă. De? Aia e corect, aia nu e corect, aia e corect. Și când te gândești, domnule, să mă duc, să nu mă duc, dar cine știe ce îmi vine înapoi, ce mi se dă, acceptă, fă spațiu și acceptă dualitatea. Da? Acceptă că da și ba. Trebuie să fac și nu trebuie să fac. Trebuie să spun lucrurilor pe nume, nu trebuie. Să stau, să aștept, se rezolvă divin. Se rezolvă el divin, dar trebuie să și particip. Da? Energetic și cu cuvântul, mai ales cu cuvântul, ești gură de aur. Punct, spațiu. Că poți să jonglezi cu ele. Una caldă, una rece, pentru că ai tot dreptul. Ți s-au deschis puterile divine. Da? Chakra a cincea. S-a deschis. Ai dreptul să spui lucrurilor în față și ai dreptul să le voalezi dacă e nevoie. Da? Să tămădui. Să dai tare și să tămădui. În 3D era, ei, uite că e cu fundul în două lunduri. Nu. Dualitatea nu mai e, se dizolvă. Trebuie să faci spațiul la așa ceva. Da, și auzi în Marte. Cineva a rămas fără job. Cineva... se îmbată de urcă pe pereți, cineva se droghează, cineva e, da? Să zicem, copiii trec prin Doamne ferește, pentru că părinții n-au avut grijă, da? Știm despre ce vorbim, suntem părinți, știm, copacul neamului trebuie vindecat, da? N-are nimeni nicio vină, copiii tăi, copiii mei n-au nicio vină, eu trebuie să trec prin ce trebuie să trec, dar dacă n-am avut grijă și n-am făcut ce trebuia, copilul meu chirdic, copilul tău chirdic. Până nu înțelegi, până nu știi și vezi cum să lucrezi cu energiile. E dur, e frumos, de pe acum a început să se dezgheațe, să se dezghețe apele, da? În familia ta. Înseamnă că ești acolo unde trebuie să fii. Nu contează cine se uită chiorâș la cum te comporți și ce vrei să înțelegi și să afle. Da? Te duci în vizită la om nu neînțelegând. Ești adus, da? Divin și zici, da, domnule, hai să vedem până unde. Și intri în casă și te sperii. Casa plină cu icoane, casa plină cu... Doamne, Doamne, numai nu în genunchi umblă omul prin casă, când numai nu, din rugăciuni nu iese. Și când stă cu tine la povești, iese balaurii. Știi? Din nou. Pentru că acum trece prin energiile și treci și tu când erai spit all, scuip din tine tot. Deci tu în tine te rogi, și în afară, în câmpul tău energetic, se scuipă. Și vezi omul cum începe să scuipe, un fel de flăcări, nu flăcări, mizerie, da? Iese mizerie pe gură, în priviri, da? Că și dacă te jălești și povestești despre tine, scoți mizeria din tine. Stai la masă în 3D, nu s-a știut, of, 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 noia, mănânci și scoți mizeria pe masă și omul care te ascultă mănâncă din mizeria aia care o scoți.
cine a știut ce a făcut asta, acum o să iau freză de lume, cine n-a știut învață. Eu n-am știut. Eu la fel cu ceilalți, stăteam la masă și of, 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 da, da, ia ca. Înveți acum, înveți, înveți. Oprești discuția, schimbi, da? Schimbi și povestești despre altceva. Și divin, ești ghidat, ghidată, stai de vorbă, vii să vorbești cu cineva și la un moment dat e în vizită la ei cineva. Și nu mai bagi în seamă omul ăla care a venit, ci pe ăsta. Pentru că acolo e ceva. N-ai nicio treabă, cât de drag nu ți-ar fi, nu mai stai de vorbă. Și omul nu înțelege, ce, da? Ai venit și nici nu... Și stai acolo și ții în lumină, prin ochii tăi vede universul. E ceva, da, drept la țintă. Da? Și s-au aruncat spre tine. De câteva zile ai simțit energiile puternic în organism, ții care cum, da? Care piciorușele, care ficatul, care plămânii, căpșorul, ce mai era, cu gâtul, da? La un moment dat. E magic, e războiul magic. La un moment dat te-ai culcat și ai început să tușești noaptea, zici că nu te puteai opri și nu ești răcit, nu ești, da? E și războiul magic pe o parte și pe o altă parte sunt transformările în organism, am mai zis. Și cuțitele care au venit spre tine le-ai legat. Le-ai legat, le-ai băgat în pământ. Ele singure își găsesc drumul. Dacă s-a cuiva trimise special, se întorc înapoi, dar știi cum? N-apucă să se ascundă. Da. Nu e o glumă. Da. Dă târcoale moartea cuiva. S-a răsturnat echilibrul. Vezi? S-a răsturnat. Mai am de vorbit sau am vorbit de 7 de minute. Așa de mult. Gata, cred că. Sau s-a întrerupt. Azi că văd mai parcurs. Rădăcini, da. Rădăcinile. Ai răsturnat energiile masculine care te zăpăceau, fetele. Da? Și mergi spre steaua visului tău. Ești însă și o stea. Ești o stea logostea. Și nu-i ca tine. Și șarpele stă la paza ta, e totemul tău. Nu contează că cineva crede că e sau face sau drege. Șarpele e totemul tău. E kundalini trezit din tine, e legat de relații, de dragoste, de, na? E acolo, se mișcă, simți energiile care se mișcă, lasă-le să se plimbe, fă-le spațiu. Ceea ce nu e al tău se duce înapoi de unde a venit spațiu. Na? Ba. Da, se duce la regele de cupe. Îți dă târcoale, da? Îi trimiți înapoi. Da, și s-au și răsturnat. S-au spart imediat cupele, 8 de cupe și s-au răsturnat. Gata. Și vin, oi, ce frumos, vin transformările și primește o, graalul primește, da? Cupă divină. Uite, vin transformările. Călutuzul, drămbă.